Asta despre 151 de ani de la mica unire, când s-a unit Moldova și Prut cu succes. Dar ce părere aveți despre manifestat? Ei, eu fără timp să nu vorbesc, că eu n-am, nu pot să vorbesc. Tot normal, eu vreau și bine, și în țară, să ne unim cu fii buni și să fim și noi buni. Limba sfântă, limba vechilor cazarmi. Rămânesc, bălțul e, rămânesc. Eu vă las în grijă mare idealul meu cel sfânt. Să fiți pază la hotare, să păziți acest pământ. Și recitindu-l pe Eminescu, vreau să spun altceva. Unde ești tu, țăpiș, Doamne, ca să pui mâna pe ei? Se preface în două turme de tâmpiți și de mișeri și apoi în două turme, de două turme se aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebun. De piară, piară dușmanii din țară, între noi să nu mai fie. Pe toți oamenii, măi muntele, măi vecini, vecini, n-o să te prinzi cu mine și la viață cu unii reși. Se așteaptă, strălucind convoi ce vine și spre ea ce se îndreaptă. Strălucind convoi ce vine și spre el ce se îndreaptă. Eu vă las în grija mare.
cea mare. Idealul meu cel sfânt, să stați straje la hotare, să păziți acest pământ. Sară-te prin fapta noastră, tuturor necondenit, că prin neamul lui în lume Ștefan Hoden a murit. Să le aducem aminte bălțenilor că sunt și români, să le aducem aminte de Mica Unire, de cum s-a constituit statul România și care au fost idealurile când a fost constituit acest stat. Felicitări cu ocazia Micii Unire! Și vom rezista. Până nu ne îndeplinim idealurile, nu dăm niciun pas înapoi. Cu echipa de succes Spirit Românesc încercăm să comemorăm Mica Unire, 151 de ani de la Mica Unire, care a avut loc la Focșani, în care domnitorul moldovean al Moldovei Ioan Alexandru Cuza a fost ales domnitorul Munteni, astfel producându-se Mica Unire. La Bălți, pentru că Bălțul e românesc. Da, ce părere aveți? Moldova, dar nu e românesc. Păi Moldova face parte din România. Hai, la Bălți, pentru că e un oraș încă e un oraș adormit, rusificat și am venit aici să mai trezim. Asta e informația despre 27 martie 1918. Când s-au... Nu, rusificat. N-avem rusificat. Ați văzut ar ducă nepoții. Sunt student în Bălți. Ne-am gândit că ar fi mai bine în Bălți pentru că număr mare de ruși, să arătăm că și aici sunt persoane care sunt dornici de a face schimbare, sunt dornici de a reîntoarce pământul românesc, de a ne uni. Primăria a refuzat să ne ofere autorizații, chiar speriându-ne că în cazul că se întâmple ceva neprevăzut, am dosar penal. Mă lăsă că vă ridicați după aici bătrâni, care de-am au lor probleme, lor nu știu ce. Și să vă spun, țara noastră e țara noastră. Cum? Sunt și prieteni, da, dar să ne unim readle. România! România! Două țări sunt în zadar pentru îngerul terestru, cel cu plânsul genial, când mi-e dor de Eminescu, domnul podului de flori, ce luceferi și frânge, pentru dânsul uneori, mistrul curge, brutul plânge. Vrem Basarabia, Sfânta Bucovina, vrem Basarabia, vrem lumină, vrem Basarabia, vrem Sfânta Bucovina, dă-ne, Doamne, Nistrul înapoi. Doamne, cât te-au otrăvit păgânii, nici când n-o să fie cerul lor mai albastru ca și Voronețul. Basarabia e România!
Basarabia vrem, Sfânta Bucovina vrem, Basarabia vrem, Lumină vrem, Basarabia vrem, Sfânta Bucovina, dă-ne, Doamne, Nistrul înapoi. Și murind de dorul Tău, iar ți-am încălzit odaia, hai acasă, Chișinău, fiindcă amarnic plânge ploaia.